Noaptea trecută a fost cod galben de precipitații, polei și viscol în județul Olt. A nins viscolit și au fost temperaturi scăzute. Autoritățile au intervenit din timp cu material antiderapant pentru a nu se crea probleme în trafic. La Slatina, Utilajele Salubris, firma contractată de primărie pentru dezăpezire, au acționat pe toate străzile și trotuarele din oraș. Primăria municipiului Slatina a mobilizat încă de noaptea trecută 10 utilaje cu leamă și sărăriță. S-a intervenit cu material antiderapant pe carosabil și pe trotuare. În continuare așteptăm prognoza meteo și suntem pregătiți pentru a interveni și pentru a asigura o circulație atât pe trotuare cât și pe carosabil cât mai în regulă. Potrivit reprezentanților primăriei Slatina, noaptea trecută utilajele au împrăștiat pe străzi și trotuare aproximativ 60 de tone de material antiderapant. Astăzi, traficul rutier și cel pietonal s-au desfășurat în condiții de iarnă, fără probleme. Drumarii rămân în alertă și pentru zilele următoare.